Bună, mașinuțelor! La ce vă uitați? Oh, wow! Ce brad de Crăciun frumos! Minunată treabă, Carrie! Bradul tău de Crăciun arată spectaculos! Oaspeții tăi se vor bucura de el! Așa este! Acolo vor sta cadourile! Moș Crăciun le-a dat lui Penny, iar ea le aduce încoace chiar acum! Aveți emoții, mașinuțelor? Bună, Penny! Aduci cumva cadourile de Crăciun pentru petrecerea lui Carrie? Oh, nu! Ce e sunetul ăsta? E cumva o problemă? Atenție, Penny! Trapa ta s-a deschis! Oh, nu! Cadourile! Ce vom face acum? Car, repede! Penny a dat de bucluc! Are nevoie de ajutorul supercamionului! Uite, supercamionule! Penny e chiar acolo! Stai liniștită, Penny! Supercamionul a venit să te ajute! Supercamionule! Penny aducea darurile de Crăciun de la moșul pentru petrecerea lui Carrie, dar au căzut prin trapă! E îngrozitor! Oaspeții își așteaptă darurile! Trebuie să le găsești și să le duci înapoi în timp pentru petrecere! Hai, supercamionule! Transformă-te! Grăbește-te, supercamionule! Petrecerea e pe cale să înceapă! Ești sigur că a fost o idee bună să te transformi într-o basculantă? Spui tu? Cred că o mașină de curse ar fi fost mai potrivită! E cumva un cadou aici? Oh, da! În spatele tău! Grăbește-te, supercamionule! Pune cadoul în portbagaj și să mergem! Trebuie să le găsim pe toate! Yay! Mai trebuie să găsim doar unul, supercamionule! Haideți să căutăm în parc! Supercamionule, vezi ultimul cadou? Ești sigur că nu-l vezi? Uite-te în spatele tău! E acolo, pe creangă! Dar cum îl vom lua de acolo, supercamionule? Asta nu va funcționa, supercamionule! Nu, asta nu va funcționa! Trebuie să folosești ST-3000! Excelentă idee, supercamionule! Supercamionule, lasă joaca! Petrecerea e pe cale să înceapă! Hai să luăm cadoul și să mergem! Minunată treabă! Oh, no! Acum să mergem la petrecerea lui Carrie. Stai liniștită, Carrie. Supercamionul va ajunge imediat. Uite că vine supercamionul cu cadourile. Toată lumea a fost cu minte anul acesta. Toată lumea primește un cadou. Crăciun fericit tuturor.
Bună, Dane! Ce mai faci? Pare un joc distractiv. Wow, prieteni, faceți amenajările de Crăciun. Arată minunat. Bună, Edna. Atenție cu buștenii ăia. Atenție, Edna. Becul vine direct spre tine. Oh, nu. Becul a provocat un incendiu la bușteni și se întinde foarte repede. Doar supercamionul ne poate ajuta aici. Carl, avem nevoie de tine. Billy a fost puțin neîndemânatic și a provocat un incendiu la șantier. Te rog, vino repede să ajuți. Intrarea a luat foc. Înainte să-ți salvezi prietenii, va trebui să stingi aici. În ce te vei transforma pentru asta? Un camion de pompieri. E o idee excelentă. Bună treabă, supercamionule. Dar repede, s-ar putea să mai fie flăcări înăuntru. Du-te la pradul de Crăciun mai întâi. Altfel, Crăciunul va fi distrus. Bună treabă. Pare totul în regulă. Edna, Billy, sunteți bine? Stai puțin, unde e Dale? Oh, nu! Ia uite-l acolo! Și e blocat complet. Ești prea mic să ajungi la focul de sus. Haide, supercamionule, gândește! Da! E timpul să folosești ST-3000! Trebuie să mergi, supercamionule! Hai, hai, du-te! Asta este! Încearcă să nu te apropii prea mult de flăcări și dă cu furtunul! Stai calm, Dane! Supercamionul va stinge focul! Va fi gata imediat! Dane, ești bine? E toată lumea bine? Bună treabă, supercamionule! Și ai salvat bradul de Crăciun! Crăciun fericit tuturor! Atenție cu focurile! Wow! Arată minunat, prieten! E pentru Crăciun? Așa este! Ceva parcă lipsește! Dar ce?
Bineînțeles, luminițele sunt stinse. În regulă, pornește-le, Walter. Gata, prieteni? Să înceapă numărătoarea. 3, 2, 1. Nu funcționează. Mă întreb de ce. Crezi că Moș Crăciun nu va găsi bradul vostru dacă nu e luminat? Asta înseamnă că nu poate aduce darurile de Crăciun. Mai bine am face ceva, repede. Super camionul? E o super idee. Hei, Carl, dar ce cauți acolo? Pe Moș Crăciun? Nu va ajunge decât diseară. Iar mașinuțele au nevoie de ajutorul tău la primărie. Luminițele nu funcționează și sunt îngrijorate că Moș Crăciun nu va putea pune jucăriile de dedesubt. Așa e, o adevărată urgență de Crăciun. Să mergem să o reparăm. Impresionant, știu, dar luminițele nu funcționează. Îți poți da seama de ce? Vezi ceva în neregulă? O transformare? Drăguț? Dar în ce? Un elicopter? Ce tare! Vei reuși să afli problema de deasupra? Incredibil! Totul e în regulă aici? Bună idee! Să urmăm luminile! Ai dreptate! Toate au pățit ceva! Care ar putea fi problema? Gary, ai putea îndrepta luminile? Gary, cum s-a întâmplat asta? Mulțumim, Walter! Sunt sigur că poți ajuta! Bună treabă, Walter! Totuși, luminile încă nu funcționează! Mai bine ai mai căuta, nu? Gary, sunt luminile băgate în priză? Crezi că e vorba despre cristalul puterii? Păi ia uite problema! Gary, ai putea face conexiunea? Am uitat cât de neîndemânatic ești, Gary! Vrei să încerci din partea cealaltă? Bine! Oh, nu! Era curentul orașului! Carl, mai bine ai face ceva! Este 3000! Abia aștept să văd! O rază telekinetică? Incredibil! Se pare că funcționează! Super camionule, cred că trebuie să-ți ajustezi brațul. Vrei o numărătoare? Bine! 3, 2, 1... Bună treabă, Carl! Așa e! Toată lumea a făcut o treabă minunată cu decorațiunile. Cu siguranță Moș Crăciun nu va rata bradul ăsta. Cred că aud sania moșului chiar acum. Sper că ați fost cu toții cu minți anul ăsta.
Cineva are nevoie de supercamion. Să mergem! Mașinuțele împreună cu Chad se joacă jocul de-a pirații pe plajă chiar acum. Mașinuțele încearcă să găsească trei cufere cu comori pe care Chad, piratul fantomă, le-a ascuns undeva pe plajă. Dar mașinuțelor le e prea frică de piratul fantomă și nu pot găsi comorii. Supercamionule, le-ai putea ajuta să câștige jocul. Uite, e o comoară! Da, haide să o luăm! Va fi foarte ușor! Oh, nu! E piratul fantomă! Cred că avem nevoie de altă tactică. Care e ideea ta, supercamionule? Supercamionul știe cum să-l păcălească pe piratul fantom. Mașinuțelor, treceți înăuntru. Veți fi ascunse chiar aici. Frumoasă mișcare. Da! Avem o comoară! Și acum, încă una! Bună treabă! Asta este ultima! Oh, nu! Piratul fantom a aflat unde sunt mașinuțele! Nu ne va lăsa niciodată să-i luăm comoara! Ce e de făcut? Ce vrei să faci, supercamionule? Oh, îl hipnotizezi pe piratul fantomă. Da, avem a treia comoară. Piratul fantomă tocmai s-a scufundat. Oh, uite! E înghețată! Multă, multă înghețată! A fost un joc distractiv, nu-i așa, prieteni? Ce e asta, Carl? O fantomă! Oh, e Marley cu smeul lui fantomă. Oh, stai liniștit, Marley. Îți putem repara smeul. Car, cineva are nevoie de supercamion. Să mergem. Supercamionule, Ben le spunea mașinuțelor povești de groază, când un sunet îngrozitor s-a auzit din labirint. Ben a mers să verifice ce este. Mașinuțele au mers și ele. Apoi, ceva sau cineva le-a blocat calea în labirint. Ben și mașinuțele sunt înspăimântați. Supercamionule, trebuie să-i ajut să iasă de acolo.
Oh, nu! Uite o fantomă! Ben și mașinuțele sunt blocați acolo în labirint și nu pot să scape. Fă ceva, supercamionule! Astea sunt prea grele pentru tine, supercamionule. Prietenii noștri au nevoie de ajutor. Repede, supercamionule! În ce vehicul te vei transforma? Un super camion platformă? Acum ești mult mai puternic! Bună treabă! Oh, nu! Fantoma! Super camionule! Unde ești? Repede, mașinuțelor! Urcați în super camion! Haideți să plecăm de aici! Baloții ăștia de fân sunt prea grei chiar și pentru voi amândoi. Ce vom face acum? Oh, nu! E aici! Supercamionule, trebuie să faci ceva să salvezi mașinuțele! Ha? Ai o idee, supercamionule? Este 3000? Asta este! Asta este, supercamionule! Da! Acum să vedem cine e fantoma asta! Dave? Ai fost tu tot timpul! Mașinuțelor, avem o surpriză de Halloween pentru voi! Sunteți gata? Bun, ia să vedem! Halloween fericit! Bună treabă, supercamionule! Ne vedem data viitoare! Bună, Carl! Bună, Carrie! Ce zi înfricoșătoare! Halloween fericit! Văd că sunteți gata pentru petrecerea de Halloween! Cred că ți-ar plăcea una dintre brioșele astea delicioase, nu-i așa, Carl? Oh, ai câteva firimituri pe tine! Pe partea cealaltă! Asta e! Carl, cineva are nevoie de ajutorul tău! Mai bine ai merge acasă, chiar acum! E Ben! E gata costumat de Halloween! Dar oare ce fac la șantier? Le spune mașinuțelor povești cu fantome! Ce a fost asta? Acum liftul merge de unul singur! Nu pot folosi liftul și rampa e blocată! Carl, poți ajuta? Sunt acolo sus! Rezistați, prieteni! Supercamionul a venit să ajute! Ben, încă mai auzi zgomote? Ăsta nu e tunet! Ben și mașinuțele trebuie să coboare de pe platformă cât de repede posibil, supercamionule! Ai vreo idee despre cum i-ai putea da jos? Un super camion platformă? Fantastic! Ceva sau cineva vine în sus cu liftul.
Yikes! Liftul aproape a ajuns la etajul acesta. Grăbiți-vă, mașinuțelor! Urcați! E în regulă, mașinuțelor! Mergeți cu supercamionul platformă! Ben va încerca să rezolve misterul ăsta înfricoșător. Ben, uită-te în spate! Yikes! E un vampir adevărat! Supercamionul e platformă! Fă ceva! Parașuta este 3000. Bine gândit. Repede, Ben, sari! Până la urmă, nu e un vampir. E Jerry în costumul de Halloween. Supercamionule, mulțumim pentru ajutorul de astăzi. A fost cel mai înfricoșător Halloween din toate timpurile. Mașinuțelor, luați niște brioșe și suc. Suficientă distracție pentru o zi întreagă, nu-i așa? Halloween fericit! Uite, dulciurile! Bună treabă! Wow! Ce e asta? O cometă? Ceva ți-a furat acadeaua. Să-l chemăm pe supercamion. Carl, ceva a furat dulciuri de la mașinuțe. Sunt pe plajă. Te rog, ajută-le. Mă întreb cum am putea găsi o bomboană dispărută. Da, asta este. Ne trebuie un detectiv. Să găsim bomboana de Halloween dispărută! Oh, uite!
E micul Rocky în Pikachu. Ne-a făcut o farsă. Bine, micule Rocky, ajunge! Vino aici jos! Micul Rocky va cădea! Te-am prins! Bună treabă, supercamionul! Halloween fericit, prieteni! E Halloweenul în orașul mașinilor. Toată lumea e ocupată cu colindatul. Bună, mașinuțelor! Frumoase costume! Ce e asta? Oh, nu! Mașinuțelor! Cineva v-a furat bomboanele? Crocomile! Încearcă să scape! Carl, să-l prindem! Uite, e acolo! Bună, Ben! L-ai văzut pe Crocomile? Supercamionule, ai cumva un plan? Să folosim este 3000! Un elicopter ghidat? Wow!
Ghiciți cine s-a întors mașinuțelor? Bună treabă, supercamionule! Ai salvat Halloween-ul? Bună, prieteni! Aproape gata pentru parada de Halloween? E pe cale să înceapă! Ești o fantomă! Ce schelet înfricoșător! Stați liniștiți! Supercamionul va descălci treaba asta! Supercamionule, am putea vorbi, te rog? E un schelet care umblă liber și sperie pe toată lumea! Supercamionule, ai putea ajuta? Grăbește-te! Un monster truck! Genială idee! Prinde-l, supercamionule! Super Monster Truck-ule, vei sări până la paradă? Ce tare! E un avion? E o pasăre? E Super Monster Truck-ul! Nu e un schelet adevărat? Haideți să ne bucurăm de paradă! Nu din nou! Atenție! Aruncă cu ouă! Fumul învăluie pe toată lumea de la paradă. E timpul să-l prindem pe răufăcător. E momentul pentru ST-3000. Nu te mai poți ascunde! Te-am prins! E Crocomile cel ghiduș! Am învățat o lecție bună astăzi, mașinuțelor! E doar o decorațiune! Amintiți-vă!
Nu totul e ceea ce pare a fi. Bună, Ben! Mergi spre oraș? Vrei să vezi aprinderea luminițelor bradului de Crăciun? Norocosule! Zăpada blochează drumul mașinuțelor, care ar vrea și ele să ajungă în oraș la primărie de asemenea. Cred că e momentul să-l chemăm pe supercamion în ajutor, nu crezi? Bună, Carl! Văd că ai primit cadouri de la Moș Crăciun? Ben și trei mașinuțe au nevoie de ajutorul tău. Zăpada le blochează drumul către primărie. Ai idee cum i-ai putea ajuta? Ai văzut supercamionul? Nu pot merge în oraș din cauza zăpezii. Cred că ar trebui să te transformi, supercamionul. Un buldozer! Minunată idee, supercamionule! Acum poți scăpa de zăpadă foarte ușor. Cred că supercamionul a terminat de curățat. O parte din zăpadă e în mijlocul șoselei. Trebuie să curățăm eficient, nu-i așa, supercamionul? Mulțumim, supercamionule! Dar poate vrei să mergi și tu la adunarea de la bradul de Crăciun. Se pare că locuitorii așteaptă ceva. O, da! Bradul de Crăciun nu e aprins! Supercamionule, ai putea ajuta cu steluța? Un elicopter cu elice. Excelentă idee, supercamionule! Asta este! O poți pune chiar acum! Supercamionule, din nou ai salvat situația! Mulțumim foarte mult! Crăciun fericit! Nu se poate! E o cursă cu tăvălugul! Păi, ăsta e spiritul. Supercamionule, cineva are nevoie de ajutor. Ben a găsit bradul de Crăciun perfect. Mașinuțele îl așteaptă deja. Oh.
Supercamionule, trebuie să-l ajuți să salveze Crăciunul. Haide! Treaba asta cere un vehicul puternic. E timpul să te transformi. Super excavator! Minunat, supercamionule! Ben, dă-te un pas în spate. Supercamionul te va ajuta cu bradul. Bun, suntem gata de plecare spre primăria orașului. Supercamionule, bradul e prea greu. Te rog, ajută-l pe Ben. Da! Haideți să mergem la mașinuță! Mașinuțele sunt foarte emoționate! Ia uite, eroii noștri cu bradul de Crăciun! Ce s-a întâmplat, Ben? Înțeleg! Cum vom reuși să-l punem în ghiveci? Abia aștept să văd ce urmează să se întâmple. E cel mai frumos brad de Crăciun pe care l-am văzut vreodată! Mulțumim, supercamionul! Crăciun fericit tuturor! Wow! Ce distractiv! Cineva are nevoie de supercamion. Oh, nu! Cred că mașinuța a răcit. Mașinuța asta are nevoie de o eșarfă și o căciulă. Cred că Massimo le are. Le putem lua noi în drum. Oh, nu! Supercamionule, oprește-te! O să rămâi blocat! Șoseaua e ninsă complet! Va trebui cumva să găsești o cale să topești zăpada. Un camion catapultă? Minunat! Da, am reușit! Massimo! Dă-ne, te rog, căciula și eșarfa pentru mașinuță.
Atenție, voi doi! Șoseaua e acoperită cu gheață. Păi, avem nevoie de o nouă transformare. Da, super camionul Ventuza. Haide să salvăm mașinuțele. Toate cele trei mașinuțe au răcit. Super camionule, trebuie să le îmbrăcăm repede. Dar cum vom face asta? Este 3000 este răspunsul. Wow! Ai clonat-o pe Amber! Acum putem îmbrăca mașinuțele de două ori mai repede. Da, am reușit! Mașinuțelor le e cald din nou. Iată-l pe noul nostru prieten de zăpadă. Crăciun fericit, prieteni!